Situația este înjenitoare la Cannes chiar în timpul festivalului de film. Pentru a-și arăta nemulțumirea față de reforma pensiilor, sindicaliștii francezi au tăiat utilitățile în plină zi. Restaurante și hoteluri din Cannes, precum și sediul central al poliției, au rămas fără gaze și electricitate după ce acestea au fost întrerupte de sindicaliștii francezi ca parte a unui protest îndreptat împotriva reformei sistemului de pensii efectuată de guvernul condus de președintele Emmanuel Macron. Protestatarii intenționau să taie curentul electric și în restul orașului, însă compania energetică locală a reușit să-i oprească pe protestatari în ultimul moment. Autoritățile locale au caracterizat însă gestul lor drept răuvoitor și-au arestat 3 persoane implicate în tăierile de gaze și electricitate. Toate cele 3 persoane lucrau la companii energetice locale. Gestul sindicaliștilor vine după ce la sfârșitul lunii aprilie anunțaseră ceea ce au caracterizat drept 100 de zile de furie împotriva reformei pensiilor. În plus, ei au amenințat că vor lăsa în beznă mai multe evenimente, printre care și festivalul de la Cannes. La Cannes se desfășoară acum cea de-a 76-a ediție a festivalului de film, care va ține până pe 27 mai.